Nu cu fața către ieșire. Mai în față. Să spun eu câte ceva și mă întrebați voi. În primul rând, bună ziua! Astăzi am avut prima întâlnire a comisiei noastre. De ce acum? Pentru că în spațiu public, atâta timp cât au fost în dezbatere legile justiției, s-a amestecat subiectele. Permanent se spunea în spațiu public că legile justiției vizează o anumită cazuistică penală, că prin legile justiției cei care încalcă într-un fel sau altul codul penal vor scăpa și așa mai departe. Am așteptat ca legile justiției astăzi, eu cred că Curtea Constituțională va respinge cele trei sezizări pe care le-au primit de la Înalta Curte și de la grupurile parlamentare, astfel încât legile justiției să meargă începând de astăzi la președinte să fie promulgate. S-au depus ieri de către grupurile parlamentare PSD și ALDE din Cameră și Senat trei inițiative care vizează modificările și punerea în concordanță a codului penal, codului de procedură penală și codului de procedură civilă cu deciziile curții, cu directivele europene și cu deciziile CEDO. Și în același timp, prin aceste trei inițiative, nu facem decât să normalizăm o viață în România, o viață care trebuie să fie gestionată de niște reguli clare. Deciziile curții, așa cum știți și dumneavoastră, în foarte multe articole trenează și în aceste condiții în care Ministerul Justiției, dar și Parlamentul, în termen de 45 de zile nu le-a pus în concordanță, iată, se simțea nevoia punerii în concordanță pentru o anumită normalitate în societate. Noi în credem, ceea ce privește punerea în acord cu directiva europeană, de exemplu, Ministrul Justiției spunea acum câteva luni că dacă nu se va întâmpla până la finalul lui aprilie, se poate vorbi de ordonanță de urgență. E luată în calcul această variantă, din ceea ce știți? Din ce știu eu, nu. Tocmai de aceea discutăm în Parlament. Ministerul Justiției putea să dea ordonanță, dar din informațiile mele, Ministerul Justiției nu ia în calcul emiterea unui ordonanțe de urgență. De aceea am și hotărât să începem dezbaterile. Deja a trecut o lună, directiva europeană, dumneavoastră știți, care privește prezumția de nevinovăție, trebuia să fie adoptată până la 1 aprilie, iată, suntem aproape de 1 mai. Și noi invităm și Ministerul Justiției, dar și asociațiile profesionale, CSM-ul, Înalta Curte, Parchetul General, deci toți cei care sunt doritori să își exprime propriile opinii, pot veni și pot face propuneri, astfel încât, repet, printr-o dezbatere transparentă în Parlament, codul penal, codul de procedură penală și codul de procedură civilă să fie în concordanță atât cu directivele europene, dar și cu deciziile curții. Ce implicare a avut Ministerul Justiției în aceste propuneri depuse la comisie? Nicio implicare. Ministerul Justiției, noi îl invităm să-și exprime un punct de vedere la aceste inițiative pe care noi le-am depus. V-am spus, modificările codurilor se puteau face fie prin inițiativa Guvernului, care fie prin ordonanță, fie prin proiect de lege putea să propună modificări, fie prin inițiativă parlamentară. Atâta timp cât nu a venit o inițiativă din partea Guvernului, parlamentarii din PSD și ALDE am făcut aceste propuneri de modificare la cele trei legi. Revizuirea sentinței. Cine are paternitatea acestui articol? Dacă citiți dumneavoastră la toate articolele pe care le propunem, inițiatorii sunt senatori și deputați, PSD și ALDE. Este o lege cu dedicație, domnul Iordache. Tocmai v-au acuzat colegii dumneavoastră de la PNL, inclusiv legat de dosarul domnului Dragnea. Da, nicio lege nu se face cu dedicație, nicio lege nu este făcută pentru o anumită persoană. Am văzut dezbaterile. E adevărat că l-avantajează, de exemplu, pe domnul Dragnea? Legile nu sunt făcute pentru, am spus de la început, legile nu sunt făcute pentru persoane sau pentru o anumită persoană, cum insinuați dumneavoastră. Legea atunci când va fi promulgată, se aplică întregii societăți. Nu se poate spune că noi am venit cu anumite propuneri. Aceste propuneri pe care acum sunt în dezbatere publică se vor modifica fără îndoială, atât prin efortul și prin propuneri pe care le vor face asociațiile profesionale, CSM-ul, secția de judecători, secția de procurori, în alta curte și așa mai departe, cât și universitățile de drept din cele mai importante orașele ale României. Dar există magistrați care deja se plâng de aceste propuneri. Cum vedeți acest lucru?
a fost abrogată, deși decizia Curții Constituționale cerea doar o redefinire a acestei infracțiuni, deci ați luat decizia să o eliminați complet din codul. Dacă aș citi dumneavoastră și expunerea de motive, am și spus de ce, ținând cont de la, pentru că se amesteca abuzul în serviciu cu neglijența în serviciu. Și în expunerea de motive, dacă aș citi, ați vedea de ce am propus noi abrogarea acestei infracțiuni. Dar, repet, în acest moment abuzul în serviciu, am definit principalele linii directoare care vizează redefinirea abuzului în serviciu. Avem deja pentru abuz în serviciu în jur de 14 propuneri, cu prag mai mare, cu prag mai mic. Și prin propunerile pe care și Ministrul Justiției a spus că va avea o propunere care vizează abuzul în serviciu, abuzul în serviciu prin dezbatere în comisie îl vom găsi cea mai bună formulă de definire. Există și există și există prag în cazul acestei infracțiuni? Fără îndoială, da. Eu am spus că dacă punem un prag de o anumită valoare, vom spune de ce acea valoare și nu o valoare mai mică sau mai mare. Eu cred că definirea abuzului în serviciu trebuie făcută fără un prag valorii, ținând cont, repet, de cele două decizii ale Curții Constituționale. Dar nu ați spus de mai multe ori că Curtea Constituțională a cerut un prag? Discutăm de prag valoric sau discutăm de importanța mărimii acestui? Deci, repet, putem discuta prin definire și o să vedeți cum va arăta acea propunere. Dar, repet, printr-o dezbatere, dar noi așteptăm și punctul de vedere al Ministerului Justiției, că poate dumnealor au o anumită propunere care să îmbrace și mai bine cele două decizii ale curții. La confiscare extinsă, în condițiile în care statul român până acum nu a reușit să recupereze sau nu reușește să recupereze nici 10% din ce are de recuperat, de ce a fost nevoie de impunerea unor condiții în plus? Repet, ținând cont de deciziile curții și ținând cont de realitățile care sunt, haideți să vă uitați. Deci, nu discut acum de fiecare articol în parte, sau eu am făcut o scurtă prezentare la cele trei proiecte. În același timp, la cele trei proiecte, aveți și expunerea de motive care vizează fiecare articol, în care am prezentat cele mai importante principii care au vizat de ce am modificat, ținând cont de deciziile curții, ținând cont de directivele europene și așa mai departe. Deci, când vom ajunge și vom discuta de fiecare articol în parte, vom detalia. Domnule ministru, magistrații de... articole legate de... Care magistrații? Procurorii? În România sunt și judecători. Eu aștept și observațiile pe care secția de judecători din CSM, cât și asociațiile profesionale ale judecătorilor, ni le vor face. Deci, pentru mine, cel mai important cuvânt îl are în acest moment secția de judecători din CSM, cuvântul asociațiilor profesionale ale judecătorilor, punctul de vedere, punctul de vedere, nu mai puțin, mați, care de altfel și lucrează la da, și judecătorii, pentru că în România orice hotărâre trebuie pronunțată de un judecător. Deci, dacă discutăm de o egalitate de arme, între procuror și avocat este o egalitate. Și atunci ascultăm și punctul de vedere al procurorilor, dar ascultăm și punctul de vedere al asociațiilor profesionale, cât și al avocaților. Deci, dosarele sunt instrumentate de procuror, domnule Iordache. În timpul percheziților, dacă nu fac obiectul pauzei, da, în momentul acesta. Pentru că am spus în momentul în care se găsesc alte probe, se merge la judecător, îi se dă mandat și merge mai departe. Dar nu dacă probele pot fi distruse, de exemplu, droguri, dacă sunt găsite droguri, nu. Deci este o manipulare. Deci este o manipulare, am spus așa, dacă la o percheziție se face o anumită percheziție pentru trafic de ce vreți dumneavoastră și acolo se găsesc droguri, fără îndoială are un anumit mandat, se merge la judecător, ia mandat și probele respective nu sunt distruse. Repet, v-am spus principii generale, nu m-am putut să discut cu dumneavoastră. Vă mulțumesc, am spus, nu intru în detalii, vă mulțumesc,
Vă mulțumesc că nu intru în detaliu, ar însemna să discutăm de 150 de articole. V-am spus, v-am răspuns. Nu ne-am spus iarăși despre favorizarea infractorilor, un stat al penalilor, nu vă este teamă că vor ieși din nou oameni în stradă după aceste modificări? Doamnă, dacă avem o dezbatere transparentă în Parlament, în care ascultăm un punct de vedere și al procurorilor, așa cum spuneți dumneavoastră, ascultăm și punctul de vedere al asociațiilor profesionale și în urma dezbaterilor în Parlament avem cea mai bună formulă pe care de modificarea codurilor, cred că aceasta este cea mai democratică sau cel mai democratic for care poate să existe. Fără îndoială ținem, fără îndoială vom ține. Doamnă, dacă aveam majoritate, puteam face în procedură accelerată în 3 zile să adoptăm. Dar de important să le adoptați în 3 zile? Păi, doamnă, tocmai de asta v-am spus că nu le adoptăm în 3 zile. Acceptăm și stăm de vorbă și considerăm că o consultare cât mai largă. Am fost astăzi de acord să invităm la dezbatere mediul academic, societățile interesate, asociațiile profesionale, Ministerul Justiției, deci toți cei care au ceva de spus să spună și în urma dezbaterilor vom lua cea mai bună decizie. Vă mulțumesc, numai vă mulțumesc, vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Întrebarea cea mai importantă.